posibilitatea tuturor vizitatorilor muzeului Casa Mureșenilor să își tipărească propria pagină de ziar, să plece cu un suvenir în urma experimentării procesului, procedurii de tipărire a unei pagini de ziar cu literă mobilă. În cadrul proiectului de la Gutenberg la Mureșeanu, un proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, echipa muzeului nostru a reușit realizarea unei prese tipografice, a unui set de literă mobilă, o casă de literă și o matriță, care ne ajută pe noi, cum spuneam, să oferim acest suvenir deosebit de interesant vizitatorilor noștri. Publicul tânăr din epoca noastră trebuie să înțeleagă că realizările patrimoniale din trecut, vorbim aici de exemplu de carte veche tipărită, erau adevărate opere de artă. Și realizarea de către vizitatorii noștri acestui proces de culegere și tipărire, doar a două cuvinte, o să-i facă să înțeleagă mult mai bine ce însemna acest proces acum peste 100 de ani. Expusă permanent în cadrul expoziției, în partea mediană a clădirii, foarte aproape de locul unde a funcționat cu adevărat. Avem această imagine cu zețăria din tipografia Mureșeanu, unde vedem meșterii zețari cu foarte multele mii de litere. Imaginați-vă că acești oameni tipăreau, începând cu anul 1884, ziarul Gazeta Transilvaniei de 5 ori pe săptămână. Deci de luni până vineri, acest ziar apărea zilnic. În perioada maximă înflorire avea mai mult de 4-8 pagini. Asta însemnând că pe fiecare pagină sunt mii de caractere. Deci culegerea unei singure pagini de ziar însemna foarte mult timp, pe care trebuia să faci și corectură ca să ajungi la celebrul bun de tipar. Și vom lua o pensetă și vom lua literă cu literă, începând cu litera T. O să dureze puțin, vă asigur, în vizitelor. Deci în timpul în care începe, efectiv, avem varianta absolut stilizată a unei matrițe, vă dați seama, noi avem expusă în vitrină o matriță cu șuruburile de presare de jur împrejur pentru delimitarea casetelor. În sfârșit, să ne rugăm că vizitatorii noștri vor avea nume scurte. Deci cu o rolă se trece cerneala peste literele introduse în matriță. Matrița era ștearsă pe margini de cerneală pentru a nu transfera cerneala în zonele care nu ni le propunem pentru imprimare. Aliniem pagina pe matriță, partea de sus am ales noi. Punem materialul de protecție, pe care prietenul nostru, Daniel Roșca, va începe procesul de trecere prin rotativă. Cum spuneam, era un proces mecanic. S-a transferat cerneala. Este ceea ce trebuia să fie de la bun început. Dar, cum spune, 2-3 oameni au ajuns să facă un ziar. Tipărească numele. Pe aceste avem peste 1000 de foi tipărite. În jur de o lună de zile am lucrat în permanență la ea, eu și cu colegul meu Bogdan Bălășcău, și a presupus documentare în prealabil pe care ne-au adus-o și colegii noștri de la muzeu. După studiile care le-am făcut în prealabil, am achiziționat oțel, am achiziționat tot felul de obiecte pe care le-am făcut noi de la zero. În principiu este cam jumătate-jumătate. Cumpărat, jumătate realizat de noi. Expoziției, pe cele trei panouri, puteți citi câteva informații despre evoluția tiparului de-a lungul vremii, începând cu tiparul din China, inventat de chinezi, și ajungând până la tiparul din zilele noastre. De asemenea, oferim câteva informații și despre principiile tipografice, despre modul de funcționare al mașinilor de tipărit
Iar pe cel de-al treilea panou vă propunem un exercițiu de imaginație legat de confecționarea cărtiei. Puteți vedea de asemenea câteva obiecte care vorbesc despre, despre tiparul de-a lungul vremii. O presă tipografică, o mașină de tăiat hârtie din prima jumătate a secolului 20 și un mimeograf, un aparat care era folosit la multiplicarea ordinelor militare în timpul primului război mondial.